Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție, un nou mod de viață. Un nou mod de viață pentru dumneavoastră. Iată, astăzi venim cu un produs nou pentru dumneavoastră la emisiunea noastră. Un produs natural, 100%. Un produs care conține minerale, vitamine și extract din 6 plante. Pentru mai multe detalii, iată, alături de mine este domnul Iosif Balint, medic specialist și asistent universitar. Bună ziua, bine v-am găsit! Să rămână și eu, bine v-am găsit! Domnule Iosif Balint, pentru început, acest produs îl putem lua și preventiv? Da, acest produs putem lua preventiv, deoarece sunt anumite afecțiuni, cum ar fi, de exemplu, osteoporoza, care poate să apară sau să aibă primul semn, de exemplu, o fractură spontană la o doamnă care a trecut de menopauză. Da? Și această persoană, de fapt, nici nu știa că are osteoporoză, a aflat numai în momentul în care a intervenit, de exemplu, o fractură spontană. De aceea, într-adevăr, putem să luăm preventiv aceste tablete. Mai exact, pentru început, să ne spuneți acest produs natural 100%, căror afecțiuni se adresează, să spun așa? Ce afecțiuni se tratează cu acest produs? Da. Acest produs este combinat, așa cum ați amintit și dumneavoastră, sunt combinate în aceste tablete vitaminele, mineralele și extractele din plante. În momentul în care biochimistul englez Terence Gallagher s-a gândit să cerceteze și să producă, să facă, să inventeze un produs, a plecat de la ideea să ajute cât mai mulți pacienți, cât mai mulți oameni. Și cum putea să facă acest lucru, s-a uitat care sunt acele afecțiuni de care suferă foarte mulți oameni. Și una dintre aceste afecțiuni a fost, sau sunt și în ziua de azi, afecțiunile sistemului cardiovascular. Trebuie să știm că 70%, în jur de 70% dintre decese intervin în urma unei probleme cardiovasculare. Deci asta înseamnă că 7 oameni din 10 sigur suferă de o anumită disfuncționalitate în sistemul de circulație a organismului lor. Și atunci, și conform statisticilor, mă iertați, sunt cele mai multe persoane mor de afecțiuni cardiovasculare. Corect. Este afecțiunea pe primul loc. Corect. Așa este. Altor afecțiuni grave. Așa este. Și atunci, aceste tablete sunt destinate acelor pacienți care suferă de probleme sau de boli ale sistemului circular, ale sistemului de circulație vasculară, care suferă de anumite afecțiuni sau boli de inimă, celor care suferă de osteoporoză și artroză. Domnule doctor Iosif Balint, când ar trebui o persoană să-și dea seama că are o afecțiune și ar putea să facă tratament cu acest produs? Care ar fi simptomele? Mă refer aici în cazul osteoporozei sau artrozei? Din păcate, la osteoporoză simptomele lipsesc cu desăvârșire. Primul semn poate să fie deja o fractură spontană la persoana respectivă. Cum putem să ne dăm seama? Asta, în primul rând, mergând la un control sau mergând periodic la un control. Cine ar trebui să meargă la acest control? Ar trebui să meargă acele persoane, mai ales femei, fiindcă majoritatea pacienților care, din păcate, dobândesc această boală sunt femei, trecute sau în jurul menopauzei. Deci o doamnă, în momentul în care ajunge la vârsta deja de 45 de ani, da? Încet, încet ar putea să meargă sau ar fi bine, oportună, să meargă la un control de osteoporoză, care este foarte simplu, se măsoară densitatea oaselor și putem să vedem dacă într-adevăr este o tendință către osteoporoză sau nu este, putem sau nu putem dezvolta această boală. Deci aici, din păcate, poate să rămână
fără semne la osteoporoză. La artroză... Din acest motiv ar fi bine să-l consumăm și preventiv. Corect. Deci femeile peste 45 de ani ar fi indicat totuși preventiv să ia acest produs natural 100%. Absolut așa este, deoarece în momentul în care femeile ajung în jurul menopauzei, tot sistemul hormonal se dă peste cap. Iar țesutul osos este un țesut viu. Este într-o permanență reconstrucție. Și atunci problema intervine în momentul în care echilibrul în reconstrucția țesutului osos se înclină într-o parte și în majoritatea cazurilor se înclină către osteoporoză. Și atunci, normal, că aceste femei sunt, de fapt, grupa de vârstă țintă pentru boala respectivă. Ei, într-adevăr, pot și ar fi oportună să prevină sau măcar să înceapă să lupte împotriva apariției osteoporoze la aceste persoane, la doamnele care trec de 45 de ani. La artroză, însă, avem și semne vizibile, palpabile de către pacient. În momentul în care vorbim de artroză, de obicei vorbim de artroză la nivelul genunchilor, cum ar fi gonartroza sau la artroza, artroză la nivelul șoldurilor, numit coxartroză, la, sau artroză la nivelul coloanei vertebrale. De obicei, artroza la nivelul genunchilor sau a șoldurilor apare cu anumite semne. Da? În primul rând, inflamație, se poate înroși pielea în jurul articulației și poate să apară durerea și limitarea acelei articulații. Asta înseamnă, de exemplu, că nu își mai poate îndoi în totalitate genunchii pacientul respectiv. Ei, acești oameni deja, sau acești pacienți, ar trebui să se prezinte la un ortoped pentru a diagnostiza sau a elimina diagnosticul de artroză. Domnule doctor Iosif Balint, aș vrea să vă întreb dacă în cazul acestui produs sunt cumva sau există contraindicații. Având în vedere că aceste tablete conțin numai vitamine, minerale și extracte din plante, nu sunt contraindicații. Foarte multe afecțiuni apar în urma unor dereglări de comportament a unui individ. Și ce înseamnă acesta? Înseamnă un comportament neadecvat de alimentație, da? De mod de viață. Da? Și atunci, dacă vorbim de alimentație, știm că sunt anumite elemente, vitamine, pe care ar trebui să introducem în organismul nostru într-o cantitate minimă în fiecare zi. Având în vedere că nu avem o alimentație corectă, normală, putem să ajungem la carențele acestor vitamine sau minerale sau chiar a unor plante. De aceea, aceste tablete conținând vitamine, minerale și extracte din plante vin să completeze, pe de o parte, lipsurile, pe de altă parte, să stopăm anumite procese negative care pot porni din cauza lipsurilor acestor elemente în organism. Stimați telespectatori, iată un produs natural 100%, un produs, așa cum spunea și invitatul meu de astăzi, iată domnul Iosif Balint, medic specialist și asistent universitar, produs care conține minerale, vitamine, extracte din 6 plante, se adresează în special afecțiunilor cardiovasculare, osteoporoză, artroză, de unde, iată, gonartroză, coxartroză și artroza coloanei vertebrale. Nu uitați, aveți telefonul emisiunii afișat pe ecran, de unde puteți obține mai multe detalii. A trebuit să subliniem, domnule doctor, și faptul că acest produs este de mult timp pe piața din România, deși el se produce în Anglia, iar rezultatele pacienților au fost foarte bune de-a lungul timpului. Dumneavoastră ați observat și ați ținut sub supraveghere acest lucru și trebuie să mai menționăm și faptul că acest produs se găsește în toate farmaciile din România și în magazinele naturiste. Corect, așa este. Aceste tablete HRI Vitalion se găsesc în România din 2007, se găsesc în farmacii și, într-adevăr, una dintre dovezile clare că avem rezultate foarte bune cu aceste produse sunt feedback-urile de la pacienți
Asta înseamnă că vin pacienții și ne relatează. Nu numai că ne relatează, dar aduc și dovezi clare, clinice, despre acest fapt. De exemplu, nu de mult am avut un pacient cu o problemă pe carotidă care era înfundat în proporție de 70%. A început să administreze aceste tablete Vitalion și după 6 luni, când s-a reîntors la controlul medical și s-a făcut iar investigația și explorarea medicală necesară pentru aceste boli, s-a observat că a scăzut de la 70% până la 60% acest obstacol, ceea ce înseamnă că am recâștigat foarte mult din fluxul de sânge, din irigarea creierului. Da? Dumneavoastră sunteți medic, domnule Iosif Balint, și știu că ați colaborat cu foarte mulți medici, pentru că sunt într-adevăr foarte mulți medici care recomandă produse naturale 100% pacienților. Corect, așa este. Noi colaborăm cu foarte mulți medici. Sunt foarte mulți medici care prescriu aceste tablete deoarece, într-adevăr, au aceste rezultate în mână ca și dovadă de eficacitate acestor tablete. Spuneți-ne cât ar dura tratamentul în cazul în care dorim să facem acest tratament preventiv și cât ar dura tratamentul dacă deja există o afecțiune, să spunem o afecțiune cardiovasculară sau osteoporoză sau artroză? Corect. Ideea este în felul următor. Ce înseamnă prevenția? Prevenția înseamnă că încerc să previn formarea unei boli, fiindcă este mult mai ușor să previi o boală decât să tratezi. Pe de-o parte, pe de-altă parte, știm foarte bine că dacă ceva s-a stricat și se repară, nu mai este ca și cum a fost înainte. Da? Deci e mult mai bine dacă încercăm să menținem în forma originală. Așa este și sănătatea noastră. Încercăm să prevenim. Dar sunt anumite lucruri care, din păcate, persistă. Și persistă în fiecare zi. Aceste lucruri duc la distrugerea sănătății noastre. Da? Una dintre aceste factori, să zic așa, este înaintarea în vârstă. Nu putem opri procesul de îmbătrânire. Și atunci, cu cât îmbătrânim, cu atât posibilitatea de a apărea o boală este mai mare. Crește cu înaintarea în vârstă. Și atunci, normal că putem și suntem obligați să prevenim anumite afecțiuni. Prevenția înseamnă la noi administrarea a 2 tablete de cel puțin 3 luni. Deci dacă luăm preventiv, atunci putem să facem cure de 3 luni cu 2 tablete, 3 luni pauză și așa mai departe, iar 3 luni cu 2 tablete. Dar în momentul în care deja avem o afecțiune, da? Cum ar fi o ateroscleroză sau cum ar fi varice sau osteoporoză sau artroză, atunci trebuie să administrăm aceste tablete cel puțin 3 luni până când apar rezultate vizibile și palpabile de către pacient. Asta nu înseamnă că am ajuns la vindecare. Asta înseamnă că am ajuns în momentul în care, într-adevăr, și pacientul vede că avem rezultate vizibile și palpabile. Fiindcă eu, ca și medic, degeaba vin și dau un tratament la pacient și după 3 luni îmi spun: vezi ce bine te simți, și pacientul stă să moară. Da? Deci asta nu o să mă creadă pacientul respectiv. Deci aici noi vorbim de un tratament minim de 3 luni până când apar într-adevăr aceste rezultate vizibile și palpabile de către pacient. Ca o scurtă recapitulare, stimați telespectatori, iată un produs natural 100%, un produs care vine din Anglia, să spun. El este pe piața românească încă din anul 2007, cu rezultate foarte, foarte bune, în afecțiuni precum afecțiuni cardiovasculare, osteoporoză, artroză, da, cu gonartroză, coxartroză, artroza coloanei vertebrale, varicele, iar de asemenea se pot trata cu acest produs natural 100%. Invitatul meu de astăzi, domnul doctor
Iosif Balint a venit cu foarte multe amănunte pentru dumneavoastră, inclusiv modul de viață, pentru că tot se numește emisiunea noastră Un nou mod de viață. Trebuie să învățăm să ne alimentăm sănătos în fiecare zi, nu numai atunci când avem o afecțiune. Să nu uităm că acest produs îl găsim în toate farmaciile din România și în magazinele naturiste și, bineînțeles, el poate fi consumat și preventiv, dar și atunci când deja s-a instalat o afecțiune. Domnule doctor Iosif Balint, aș vrea să vă întreb dacă acest produs se mai adresează și altor afecțiuni în afară de cele enumerate de noi până acum, și anume afecțiunile cardiovasculare, deci tot ce înseamnă circulația sângelui, varice, osteoporoză, artroză, cu gonartroză, coxartroză, artroza coloanei vertebrale. Corect. Adică dacă eu sunt o persoană, să zicem, sănătoasă sau mă consider, încă n-am mers la medic, n-am făcut niște analize, pot să iau acest produs dat fiind faptul că el conține minerale, vitamine și extract din 6 plante? Da, puteți să consumați, așa cum am discutat, și preventiv pe de o parte. Pe de altă parte, aș dori, fac o mică prezentare și o glumă, sper să nu jignesc pe nimeni. Cei care trec de vârsta de 40 de ani, dimineața se trezesc și nu le doare nimic, înseamnă că sunt în rai. Din păcate, așa este. Acum 20 de ani, 30 de ani, dacă cineva la vârsta de 40-45 de ani ajungea la o clinică de cardiologie cu infarct miocardic, se spunea, domne, ce tânăr era. Iar în zilele noastre ajung tineri de 28 de ani la clinicile de cardiologie cu infarct miocardic. Deci riscul de apariții acestor boli a scăzut foarte mult ca și grupă de vârstă țintă. Da? Deci nu mai trebuie să am 50 de ani ca să fac infarct miocardic, pot să fac acest infarct miocardic și la 28 de ani sau să fac atac vascular cerebral. Da? Știm că dacă mai nou mergem și facem acele analize de sânge periodic, vedem că avem de obicei trigliceridele sau colesterolul sau glucidele crescute. Și atunci e normal că trebuie să ne apărăm. Adică ei se pot considera persoanele acestea sănătoase, dat fiind faptul că n-au mers la medic, n-au făcut un control și nu au niciun simptom momentan. Dar s-ar putea afecțiunea să existe în organism. Corect, așa este. Poate să existe. Ideea este că, ca să vă răspund și la întrebarea inițială, aceste tablete sunt special recomandate pentru probleme de circulație, atât arterială, și aici înțeleg. Înțelegem, de fapt, ateroscleroza, trigliceride crescute, colesterol crescut, arteriopatiile obliterante ale membrelor inferioare, arterele sau dările de artere la nivel de inimă sau la nivel de cutie craniană. Da? Înțelegem acei pacienți care suferă de hiperglicemie, înțelegem aici sistemul, partea venoasă a sistemului cardiovascular, și enumerăm aici varicele și ulcerul varicos. Avem rezultate foarte bune cu ulcerațiile în varice, se închid destul de bine, se micșorează aceste ulcerații și chiar în unele cazuri se închid foarte frumos, și vorbim de osteoporoză, artroză. Pentru aceste boli sunt recomandate. Pentru informații mai multe, puteți, sau telespectatorii pot intra pe site-ul nostru www.hrivitalion.ro, pot citi mai multe sau ne pot contacta telefonic oricând și putem să discutăm telefonic ca să vedem și personal ce probleme au, fiindcă în unele cazuri, într-adevăr, medicația trebuie să fie personalizată pentru anumite bolnavi. Domnule doctor, în cazul în care un pacient are un tratament de la medicul specialist, poate merge în paralel cu acest produs natural 100%? Sau mă gândesc că poate chiar ar fi indicat? Da. Având în vedere aceste afecțiuni pe care le-am enumerat și pentru care recomandăm aceste tablete, noi
eu și noi de la compania noastră le recomandăm pacienților întotdeauna administrarea acestor tablete paralel cu medicația pe care l-au de la medicul specialist sau de la medicul de familie. Ideea este că pornind de la ideea că acel medic i-a prescris o medicație adecvată pentru boala lui. Pe de o parte, pe de altă parte, aceste tablete nu au contraindicații cu medicațiile pe care sau care sunt prescrise în România pentru aceste boli. Deci, întotdeauna paralel. Dacă după un timp, într-adevăr, medicul curant sau medicul specialist consideră că poate să scoată o medicație sau să scadă o doză din medicația pacientului, asta rămâne la atitudinea medicului respectiv. Stimați telespectatori, aveți numărul emisiunii Un nou mod de viață afișat pe ecran. Puteți suna pentru mai multe detalii. Nu uitați, iată un produs natural 100%, un produs care a avut rezultate foarte bune. Încă din 2007 el este pe piața românească, deși este produs în Anglia. Un produs fără contraindicații, un produs care conține minerale, vitamine, extracte din 6 plante și ajută în afecțiuni precum afecțiunile cardiovasculare, deci circulația sângelui, cu varice, cu multe, multe alte afecțiuni, osteoporoză, artroză, ceea ce înseamnă gonartroză, coxartroză, artroza coloanei vertebrale. Domnule doctor Iosif Balint, ce ar mai fi de adăugat în final pentru telespectatorii noștri? Din experiența mea și recomandarea mea este pentru pacienți ca să nu aștepte să urle de durere. Că de obicei când mergem la medic sau când începem să fim atenți la organismul nostru, când ne doare, da? Și când ne doare foarte tare. De multe ori târziu sau în anumite situații, în faze avansate în care remedierea sau tratarea este destul de anevoioasă. Ideea este că nimeni altcineva nu cunoaște organismul unei persoane decât persoana respectivă. Dacă persoana respectivă nu observă sau nu vrea să observe acele semne pe care trimite organismul, încet, încet trimite întotdeauna anumite semne, că sunt supra-solicitat, sunt bolnav, trebuie să ai grijă de mine, nimeni altcineva nu o să facă, fiindcă medicul nu o să meargă acasă, să bată la ușă și să o întrebe. Deci aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, în primul rând, și nu uitați, e mult mai ușor să prevenim anumite boli decât să le tratăm. Găsit, doamnelor și domnilor, la rețeta gurmandului. Astăzi vă propunem o rețetă binevenită în postul atunci când avem dezlegare la pește. Dorada cu legume la grătar. Alături de mine, doamna Viorica Petruș, bucătar șef. Bună ziua, doamnă, bine v-am regăsit. Bună ziua, bine ați revenit. Doamna Petruș, ce ingrediente, sau mai exact, în afară de peștele dorada, ce legume folosim deci, pentru această rețetă? Pentru dorada la grătar cu legume la grătar vom folosi dovlecei, ciuperci, ardei gras, roșii și vinete. Cât durează prepararea? 20 de minute. 20 de minute. Am curățat peștele, îl punem peștele pe grătar, este curățat. Pe ambele părți. Îl vom tăia. Îl crescăm puțin pentru să a se pătrundă, pătrundă mai da? Bine. Îl dăm cu condimente îl peștele? Îl condimentăm. Sare și piper.
Și pentru cei care doresc pot folosi și altfel de condimente, nu? Speciale pentru pește. Speciale pentru pește. Și îl vom pune pe grătar. Le punem și pe acesta pe grătar. O rețetă consistentă, hrănitoare și la îndemâna tuturor. Și sănătoase, evident, nu în ultimul rând. Legumele au vitamine, sunt bine venite acum în sezonul rece. De asemenea și peștele, știm cu toții, conține și omega-3. Și este bine venit, așa cum spuneam, mai ales în această perioadă, în postul atunci când avem dezlegare la pește, evident. Masa este gata. Iată o rețetă ușor de preparat, la îndemâna oricui și vă propunem să preparați și dumneavoastră acasă dorada cu legume la grătar. Vă dorim poftă bună, mulțumim restaurantului Monte Carlo, vă mulțumim și dumneavoastră, doamna Viorica Petruși. Poftă bună vă dorim!